Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! În aceste zile toată lumea urmărește ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu teama de a nu escalada conflictul într-unul global. Însă, există multe semne că agenda de control global avansează rapid, iar lumea nu-și dă seama de acest fapt. Astăzi vom vorbi despre aceasta. Identitatea digitală este unul dintre principalele domenii pe care globaliștii se concentrează în prezent. Și, după cum veți vedea în minutele următoare, schimbările radicale propuse în prezent sunt extrem de înfricoșătoare. Dar majoritatea oamenilor nu au nicio idee despre ce se petrece. În schimb, mulți dintre ei sunt obsedați, cum spuneam, de dramele relativ banale pe care televiziunile corporatiste le scot în evidență. Între timp, globaliștii își ating obiectivele cu viteza pulgerului, iar rezistența este practic inexistentă. Iată în continuare câteva semne care arată că agenda de control futurist a globaliștilor progresează rapid. Uniunea Europeană va cere tuturor statelor membre să ofere un portofel de identitate digitală tuturor cetățenilor și întreprinderilor lor. Uniunea Europeană va face obligatorie identitatea digitală în cadrul eIDAS 2.0, care intră în vigoare în acest an și se va asigura că toate statele membre vor oferi un portofel de identitate digitală cetățenilor și întreprinderilor lor. Potrivit Comisiei Europene, cel puțin 80% dintre cetățeni ar fi necesar să poată utiliza o soluție de identificare digitală pentru a avea acces la servicii publice esențiale până în 2030. Un alt semn al agendei de control, un sistem de amprente digitale pentru americani, a devenit brusc principalul hobby al lui Barack Obama. Într-un interviu, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a sugerat dezvoltarea unor amprente digitale pentru a combate dezinformarea și a face distinția între informațiile adevărate și cele înșelătoare pentru consumatori. Obama a discutat cu fostul său consilier principal la Casa Albă, David Axelrod, în cadrul podcastului lui Axelrod, The Axe Files, de pe CNN Audio. În timpul interviului, Axelrod a remarcat că a văzut dezinformare, malinformare și deepfakes, care îl vizează pe Obama. Un document politic al Națiunilor Unite care propune un sistem global de identificatori digitali legați de conturile bancare este un alt semn că agenda de control avansează rapid. Identificatorii digitali legați de conturile bancare sau de conturile de bani mobili pot îmbunătăți acoperirea protecției sociale și pot ajunge mai bine la beneficiarii eligibili. Tehnologiile digitale pot contribui la reducerea scurgerilor, a erorilor și a costurilor în conceperea programelor de protecție socială. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat sistemul de certificare digitală COVID-19 al Uniunii Europene și intenționează să îl facă să devină un sistem global. În iunie 2023, OMS a adoptat sistemul de certificare digitală COVID-19 al Uniunii Europene pentru a crea un sistem global care va contribui la facilitarea mobilității globale și la protejarea cetățenilor din întreaga lume împotriva amenințărilor actuale și viitoare la adresa sănătății, inclusiv a pandemiilor. Acesta este primul element constitutiv al rețelei globale de certificare digitală a sănătății a OMS, care va dezvolta o gamă largă de produse digitale pentru a îmbunătăți sănătatea pentru toți. Pornind de la rețeaua de certificare digitală de mare succes a Uniunii Europene, OMS își propune să ofere tuturor statelor sale membre acces la un instrument digital de sănătate cu sursă deschisă, bazat pe principiile echității, inovării, transparenței și protecției datelor și a vieții private, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. Noile produse digitale de sănătate în curs de dezvoltare au ca scop să ajute oamenii din întreaga lume să beneficieze de servicii de sănătate de calitate mai rapid și mai eficient,
a adăugat acesta. Pe 27 iunie, într-adevăr, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare pentru a asigura tranziția fără sincope a sistemului de certificare privind COVID-19 către o rețea mondială de certificare sanitară digitală a OMS. Recomandarea încurajează statele membre să se alăture rețelei mondiale de certificare sanitară digitală a OMS, să urmărească și să participe la dezvoltarea în continuare a acestei rețele. Până când vor fi conectate la această rețea și în perioada care a rămas până la sfârșitul anului, statele membre sunt încurajate să rămână conectate la portalul Uniunii Europene, infrastructura digitală existentă a Uniunii Europene pentru verificarea certificatelor. Rețeaua mondială de certificare sanitară digitală a OMS va integra tehnologia dezvoltată în contextul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID. Se arată pe site-ul oficial al Consiliului Uniunii Europene, care informează de asemenea că statele membre sunt încurajate să se conecteze la rețeaua mondială de certificare sanitară digitală, care este instituită de OMS. Cu toate acestea, este la latitudinea statelor membre să decidă dacă și când să se conecteze la aceasta. Odată conectate la rețea, statele membre sunt încurajate să elibereze și să accepte certificate privind COVID-19 compatibile cu cerințele rețelei, în special în cazul unei urgențe de sănătate publică de interes internațional declarate. Statele membre sunt încurajate și să urmărească și să participe la dezvoltarea în continuare a rețelei mondiale de certificare sanitară digitală a OMS, cum ar fi posibila sa extindere la alte boli decât COVID-19 sau alte utilizări în contextul sanitar. Comisia va menține portalul Uniunii Europene până la sfârșitul anului. Adică până la 31 decembrie 2023 este perioada tranzitorie. Statele membre sunt încurajate să rămână conectate la portalul Uniunii Europene până la sfârșitul anului și să continue să elibereze în această perioadă certificate identice cu certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19. În acest context, la 5 iunie 2023, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului UE privind un certificat digital de sănătate la nivel mondial. Odată adoptată, recomandarea intră în vigoare în aceeași zi. Un alt semn al totalitarismului care ne amenință, dar să sperăm că nu vom ajunge acolo totuși, este că în Statele Unite agențiile federale au cumpărat cantități masive de informații despre cetățenii americani de la intermediarii de date, iar oamenii sunt avertizați că aceste informații ar putea fi folosite pentru șantaj, urmărire, hărțuire și umilire publică. Agențiile federale adună în secret munții de date care ar putea fi folosite pentru șantaj, urmărire, hărțuire și umilire publică a cetățenilor americani. Această acuzație nu vine din partea vreunui fanatic al libertăților civile, ci dintr-un raport pentru șefa spionajului național, Avril Haines. Totodată a fost dezvăluit faptul că Pentagonul folosește niște instrumente online înfricoșătoare pentru a urmări, localiza și identifica în secret pe oricine își exprimă disidența sau chiar nemulțumirea față de acțiunile armatei americane și ale liderilor săi. Într-un raport șocant publicat de The Intercept la 17 iunie, au fost dezvăluite detalii despre o strategie de supraveghere a securității naționale a Statelor Unite, care vizează urmărirea, localizarea și identificarea în secret a oricărei persoane care exprimă disidență sau chiar nemulțumire față de acțiunile armatei americane și ale liderilor săi. Aceste măsuri, luate de Batalionul de Servicii de Protecție al Armatei, fac parte din misiunea lor de a proteja generalii de asasinare, răpire, rănire sau stânjenire. Pe lângă toate acestea, ONU a dezvoltat și el un sistem global de verificare a faptelor numit iVerify, în colaborare cu marile companii de tehnologie și cu organizații finanțate de Soros. Scopul este de a putea controla dezinformarea și discursul de ură,
pe întreaga planetă. Organizația Națiunilor Unite a prezentat un serviciu automatizat de verificare a faptelor pentru a combate dezinformarea și discursul instigator la ură pe internet, în cadrul unui proiect în parteneriat cu companii de înaltă tehnologie și organizații finanțate de Soros. Ca răspuns la ceea ce ei numesc poluarea informațională online, despre care spun că este o provocare globală, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, a lansat platforma iVerify pentru a combate dezinformarea și discursul de ură online. FMI recunoaște și el public a început să construiască o platformă CBDC globală pentru toate monedele digitale ale băncilor centrale naționale care va fi lansată în curând. În cadrul unei conferințe desfășurate în Maroc, Cristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional, FMI, a anunțat că organismul mondial lucrează intens la conceptul unei platforme CBDC globale. Georgieva a declarat că monedele digitale ale băncilor centrale este necesar să fie interoperabile între țări, adăugând că, dacă vrem să reușim, CBDC-urile nu pot fi propuneri naționale fragmentate. Pentru ca tranzacțiile să fie mai eficiente și mai echitabile, avem nevoie de sisteme care să lege țările, a continuat Georgieva, adăugând, cu alte cuvinte, avem nevoie de interoperabilitate. În plus, un raport al Forumului Economic Mondial recunoaște că ID-urile digitale ar putea fi folosite pentru supraveghere și persecuție. Așadar, ID-urile digitale ar putea fi utilizate într-un regim globalist totalitar. Un nou raport al Forumului Economic Mondial al lui Klaus Schwab recunoaște riscurile asociate cu implementarea ID-urilor digitale îmbinate cu monedele digitale ale băncii centrale. Forumul Economic Mondial a recunoscut într-un raport că ID-urile digitale sunt exclusive prin natura lor și pot facilita identificarea, supravegherea și persecutarea persoanelor sau a grupurilor. În raportul său Insight din iunie 2023, intitulat Reimaginarea ID-ului digital, Forumul Economic Mondial a descris riscurile potențiale ale implementării pe scară largă a ID-urilor digitale. Probabil că cele mai mari riscuri care decurg din ID-ul digital sunt excluderea, marginalizarea și oprimarea, avertizează raportul. Mai multe rapoarte au identificat o legătură între lipsa legitimației oficiale și excluderea de la participarea deplină în societate, se arată în raport. Totuși, prin reificarea accesului condiționat, ID-ul determină prin însăși natura sa excluderea. De multe ori, membrii grupurilor marginalizate istoric sunt cei care se confruntă cu cele mai dure forme de excludere, adaugă documentul. Când vorbește despre grupuri marginalizate, Forumul Economic Mondial se referă la refugiați, femei și minorități rasiale, ignorând în același timp faptul că, în timpul pandemiei, oamenii care au refuzat să primească vaccinurile au fost excluși din societate de guvernele din întreaga lume. Această discriminare față de nevaccinați a fost facilitată de pașapoartele de vaccinare, care, potrivit unui alt raport al Forumului Economic Mondial, prin natura lor, servesc drept o formă de identitate digitală. În cazurile în care sunt colectate date sensibile, există și riscuri de marginalizare și oprimare, ID-ul fiind folosit pentru a facilita identificarea, supravegherea și persecutarea persoanelor sau a grupurilor, avertizează raportul Insight al Forumului Economic Mondial. Organizația mai afirmă că o mare parte din acest risc provine din conectarea datelor. Dacă o parte poate conecta date între domenii prin utilizarea unui identificator comun, atunci persoanele pot fi urmărite de părțile care caută să le exploateze datele, avertizează raportul. Riscul de supraveghere și control aproape total al unor populații întregi, precum în China comunistă,
este de fapt un pericol semnificativ cu privire la care oponenții față de ID-urile digitale au avertizat în mod repetat. Acest risc este amplificat dacă ID-urile digitale sunt combinate cu monedele digitale ale băncii centrale, CBDC, întrucât această combinație ar putea pregăti calea pentru instaurarea unui stat totalitar al supravegherii, avertizează LifeSite News. Raportul Forumului Economic Mondial recunoaște totodată relația dintre ID-urile digitale și CBDC, întrucât afirmă că, citez, unele țări încep să considere ID-ul digital ca fiind o condiție prealabilă pentru dezvoltarea unei monede digitale a băncii centrale, CBDC, și altor inovații de plată, am încheiat citatul. Raportul Forumului Economic Mondial mai arată că și dacă ID-urile digitale nu vor fi impuse prin lege, cetățenii ar putea fi constrânși să le folosească, deoarece altfel ar fi excluși din multe zone ale societății. Pe măsură ce un sistem de identificare se va extinde, consecințele neparticipării la acesta pot deveni atât de grave, încât înregistrarea să devină efectiv inevitabilă, se arată în raport. Atunci când accesul la un bun sau serviciu este condiționat de deținerea unei forme de identificare, iar acel ID este larg răspândit, persoanele pot fi constrânse efectiv să obțină acea formă de identificare, chiar dacă nu există o bază legală pentru solicitarea acesteia. Mulți au fost afectați în mod direct de aceasta în timpul pandemiei, întrucât celor nevaccinați li s-a interzis în multe țări, să ne aducem aminte, să intre în restaurante, magazine, evenimente culturale și chiar la locurile de muncă, în încercarea de a-i constrânge să primească vaccinul. Raportul Forumului Economic Mondial Insight admite chiar că în unele cazuri, ID-ul digital poate slăbi democrația și societatea civilă. De exemplu, ID-urile digitale emise de companiile de social media pot contribui la polarizarea politică prin consolidarea identităților de grup. Forumul Economic Mondial insistă pentru ID-ul digital descentralizat. Potrivit raportului Forumului Economic Mondial, ID-ul descentralizat este o formă de ID digital, care permite persoanelor să controleze partajarea datelor lor, permițând în același timp mai multor entități să le elibereze acreditări. În încercarea de a minimiza pericolul ca un ID digital să devină baza unui stat totalitar, Forumul Economic Mondial promovează ideea de a avea ID-uri digitale descentralizate, în care utilizatorii au puterea de a decide cu cine să-și împărtășească datele, iar informațiile utilizatorului nu ar fi stocate central. Din punctul meu de vedere, prieteni, aceeași mărie cu altă pălărie. ID-urile digitale descentralizate pot reduce riscul exploatării datelor, cu toate acestea descentralizarea nu împiedică excluderea din anumite zone ale societății. Chiar dacă cetățenii ar putea decide dacă doresc să-și distribuie datele sau nu, ei pot fi totuși excluși de la cumpărarea de bunuri și servicii, sau chiar de la obținerea unui loc de muncă dacă refuză să folosească un ID digital. Este ca și când faci click pe accept termenii și serviciile oricărei aplicații, explică și jurnalistul Tim Hinchliffe. Dacă nu accepți, nu poți să o folosești. Același concept se aplică în cazul ID-ului digital și al participării la mai multe aspecte ale societății. Forumul Economic Mondial dă vina pe adepții teoriilor conspirației pentru faptul că ID-urile digitale sunt nepopulare. Globaliștii lui Schwab par să fie conștienți de faptul că ID-urile digitale sunt destul de nepopulare. Fără educație publică, utilitate clară și stimulente, abordarea descentralizată a ID-urilor s-ar putea împiedica de o imposibilitate de a obține acceptarea largă a părților interesate și cererea din partea utilizatorilor necesare pentru adoptarea în masă, se arată în raportul Forumului Economic Mondial privind ID-urile digitale. Potrivit actului, sistemele de identificare digitală se împiedică de o barieră deosebit de ridicată în comunicații, agravată de nenumăratele teorii conspiraționiste,
care fac legătura între ID-ul digital și speculații false și rău intenționate, se arată în raport. Însă Tim Hinchliffe menționează câteva exemple despre cum ar putea fi utilizate ID-urile digitale într-un regim globalist tot mai totalitar. ID digital pentru climă, pentru a urmări amprentele personale de carbon și a dovedi statutul de refugiat climatic. ID digital pentru boală, pentru a impune pașapoartele de vaccinare care să conducă la conformarea în masă, oferind în același timp cadrul digital pentru aceasta. ID digital pentru CBDC, pentru a adopta soluții de verificare a identității, pentru a elimina anonimatul și a înregistra fiecare tranzacție. ID digital pentru securitate cibernetică, a exploata amenințarea atacurilor cibernetice pentru a lansa sistemele naționale de identificare și a crea un pașaport pentru metavers. Sau ID digital pentru comoditate, pentru a crea un cadru complet, interoperabil, pentru toate situațiile de viață. Prieteni, mă opresc aici. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!